Bun găsit, domnilor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV este timpul pentru o pastilă de sănătate. În studio alături de noi doamna profesor Monica Bocodi ne va vorbi astăzi despre potbal, o plantă medicinală care deja a apărut, o regăsim pe câmp, pe dealuri. Pe dealuri, în locurile mai umede și pe malul târnăv, adică apelor, se găsește. Cum facem diferența între floarea de potbal și păpădie? Da. Floarea de potbal, în primul rând, floarea are petalele aciforme, ca niște ace, și tulpina este maronie, este ca la, cu niște frunzulițe mici, dar așa de-abia să văd, maronii. Frunza propriu-zisă apare ulterior. Prima dată apare floarea. Apare floarea, floarea. Da. Are o, are o tulpiniță cam de 3-4 centimetri și atâta. Ce deci proprietăți? Asta o deosebește de păpădie sau de alte flori galbene care apar acum. Are foarte multe proprietăți, mai ales la sistemul respirator, la laringite, începând cu faringite, laringite, dureri de gât, enfizem pulmonar, pneumonii, tuse convulsivă sau măgărească, cum îi mai spune, as bronșic, dă rezultate extraordinare în problemele ginecologice, iarăși în dischinezii biliare, probleme dermatologice, iarăși dă foarte bune. Sub ce formă trebuie să o preparăm ca să o folosim? Deci, se poate folosi sub formă de sirop, infuzie și frunzele crude se pot folosi. Oamenii de la țară folosesc frunzele pentru sarmale și acum am văzut că și cei de la orașe folosesc și florile pentru ceaiuri. Ceaiuri. Da, uscăm și planta. Pentru sirop. Se folosește numai floarea, nu și tulpina. Și aici este un secret care și asta îl folosea foarte mult în mănăstiri și că e scris și de Maria Treban. Siropul se face în felul următor. Se pot face și alte, dar ăsta este cel mai bun. Eu vă spun din experiență că am făcut și... Se pune într-o oală de pământ, se pune un rând de zahăr brun, un rând de plante, cam de un centimetru jumate, iarăși zahăr, până când se umple oala respectivă sau dacă nu avem oală de pământ, într-un borcan. Se leagă bine, se pune capac sau pe oală se pune ceva și ceva, dacă nu are închidem capac. Închidem ermetic ca să putem să o îngropăm. Dar cu, să o îngropăm la jumătate de metru. Și o lăsăm 3 luni de zile. După 3 luni o scoatem, o dezgropăm și se formează ca un miere, ca o miere, ca un sirop și acela luat de 3 ori pe zi câte o lingură. Mulțumim frumos pentru aceste informații. Cu plăcere, cu drag. Acestea au fost informațiile pentru știrile Nova TV. Vă așteptăm și în cadrul emisiunii Media 120. Vorbim acolo despre tratamente de naturiste, de detoxifiere în această perioadă frumoasă de primăvară. Seară bună să aveți! La revedere! La revedere!